Sunteți supărată, doamnă. Ce ați mai pățit? Dar e indignată profund. În data de 13.09.2024, o cetățeană mi-a pus viața în pericol pe trecerea pietonală în orașul Cahul, strada Bogdan, pentru cei Hășdău. Deci din data de 13, când am sesizat, eu și poliția și ambulanța, m-au luat cu ambulanța și m-au transportat la unitatea de îngrijiri medicale urgente. Până la ora 1 am fost acolo. La data de 13 mi-au coborât tensiunea, dar atunci nici nu mi-au spus ce tensiunea, doar că mi-au măsurat tensiunea, verificat tensiunea în mașină când m-au luat. Că eram șocată din urma acelui fapt care, că doamna, o mașină albă, pe care atunci eu nu cunosc eu mașinile. Deci am rămas blocată în mijlocul drumului, pe zebre, așa, și că eu mergeam pe zebre, cu încă o doamnă care mi spune ce, doamna Tamara, am să grăbesc pasul să mă întâlnesc cu respectiva persoană care venea pe trotuar în fața noastră. Deci eu, având picior plat, nu am alergat din urma ei precum cățelușul, dar am continuat să mă deplasez regulamentar. Și acea cetățeană cu mașină albă, care i-am făcut video din mijlocul drumului, încă m-a acuzat pe mine. Deci a rămas, deci eu când am văzut că persoana care era cu mine s-a grăbit în față, adică s-a grăbit, a mărit pasul, eu am rămas șocată, zic, acuși o lovește. Pentru că noi vedeam că ea vine și ea de pe strada, deci Bogdan, pentru cei care aș dau cei care știu din Cahul, trebuia să vireze pe frunze la vale. Deci noi tot acest tablou l-am văzut, nu ne-am gândit de ce ea a crezut că poate ea să reușească, chiar dacă noi suntem la jumătatea zebrei, ca să înțelegeți. Deci eu polițistului i-am solicitat ca să fie, să cerceteze la fața locului, să numere, să vadă, să măsoare, deci să întreprindă toate măsurile, să constate persoana dată care mi-a fost, care mi-a pus viața în pericol, deci ca una să fie, deci să constate ilegalitățile. Până la urmă, data de 30, când eu am sunat la IGP și la spia la Chișinău, la Ministerul Afacerilor Interne, și am sesizat că de la data de 13.09.2024 până la data de 30 nu mi-a fost oferit niciun răspuns. Deci dumnealor de la Chișinău mi-au spus că am rugat polițistul Dornea Dumitru, cel care a examinat sesizarea mea, să-mi ofere repetat, ca ieri. Având o ocazie, am mers la inspectoratul de poliție Cahul și deci îmi blau toți așa fuguța, mi-au oferit un răspuns pe care vi l-am trimis dumneavoastră cu numărul, ce numărare acolo, așa, din data de 30 luna 9. Deși el indică aici că în bază decizie organ de constatare din 24, deci în 24 decizie el a emis-o, dar răspunsul nici nu l-a dat la cancelare, nu l-a înregistrat. Abia ieri a fost înregistrat la cancelare și îmi spune că a fost încetat din motiv că nu există fapt contravenției. Deci această decizie eu v-am trimis-o. V-am trimis și video. Și totodată, uitați-vă, cum să nu fiți supărată dacă el spune, scrie el aici, scrie și spune că iar sesizarea în cauză este lipsită de probatoriu, deci ceea ce am transmis eu nu este probă pentru el ca să constate că este încălcare probatorii pentru a demonstra careva acțiuni ilegale comise de cetățeana Hahlova Marina. S-a depistat că este numele, adică persoana acestei în raport cu dumneavoastră. Fiind epuizate toate metodele care ar permite dobândirea altor, adică el nici nu mai avea și să mai dobândească. Și a făcut-o impresie. Nu a odiat-o pe cealaltă femeie care era pe zebră, ca martor și potențială victimă. Ei mi-au spus că o zis că dumneavoastră ei nu a dat, că era o doamnă avocată. A spus că ea a refuzat să dea declarații. Și chiar dacă a refuzat, pentru că ea are alte, mă rog, bănuiani, eu nu știu. Dar este altă persoană pe care eu am numit-o, care venea din față. Și deci el nici asta nu a făcut. Dar deci cum mai trebuie? Ai un martor, în afară de avocata care era pe zebră, mai era cineva pe trotuar și a văzut asta. Și ei nu au audiat martorul. Nici martorul, dar eu am solicitat ca să examineze, să cerceteze, la care, a câta dungă eram eu, pentru că acolo pe zebră aceea sunt 11 dungi.
roșii și 9 albi. Nu contează dacă erai pe carosabil, trebuia să oprească. Chiar și pe trotuar, dacă ești în fața zebrei și ai intenție să traversezi, trebuie să oprească. Eu am mărmurit la mijloc de drum, la mijloc de aceste Foarte zebre. grav, foarte grav. Eu am mărmurit în acest moment, în drum, într-adevăr, din deal venea, se cobora la vale un alt autobuz, acela s-a oprit, se vede în video, ea din mașină, dar nu avea în telefonul în mână, din mașină, gesticula, și arăta la cap, și hai, așa, știți, arăta cu mâna. Eu, știți, totuși m-am încurajat, nu știu cum, și zic, nu, eu din tăia să vă filmez și după am să traversez. Într-adevăr, așa și-am făcut. Am luat telefonul din geantă, din tremurau mâinile, eu până am trecut strada, eu tremuram toată, amețisem, mă luase așa niște fierbințele, eram borboane, tot corpul. Că atunci doar am sunat la poliție, la dispecerat și dumnealor mi-au recunoscut. Cei cu dumneavoastră aveți vocea schimbată, vă tremură vocea. Deci, chemați Deci salvarea. timpii la Evident? dispecerat știau vocea dumneavoastră. Nu Poftim? contează, dar e clar că v-a afectat, v-ați stresat, v-ați speriat și trebuia cumva documentat cazul ăsta. N-au vrut să audieze martora care le-ați indicat-o, n-au vrut să audieze victima cealaltă, n-a vrut ea să dea explicații și femeia de la volan a zis că nu e adevărat. Și gata, și poliția s-a spălat pe mâini. Da, și încă ce mai spune ieri, că deci băiatul acesta, Dornea Dumitru, ieri era după serviciu, că ei sunt ieri de la serviciu 112. Și spune, chiar că n-am și face să văd, păi mai băiat, eu știu, nu știu, ai sau nu ai, dar trebuia de la data cu tare, care mi-ai indicat mie dimineața la telefon, că ai spus că data e 25 a fost decizia, de ce până acum eu nu am fost de la Burlacu până la Cahul? 6 zile trebuie să ajungă scrisoarea sau cum? Deci, încă un moment. Am încercat ieri să justifice. Precum că ea i-a explicat că acolo era un autobuz și care autobuz? Ce să-i explici? Ce să-i explici dacă este practic proba mea? Și asemenea situații nu doar cu mine se întâmplă. De foarte multe situații se întâmplă chiar când și copiii traversează. Deci când cineva traversează începe a merge, sau cum să mă explic, pe zebră, altul care vine din față ca să cotească la vale, ei trec, adică că pretins, ei reușesc până eu ajung, dar sunt copii care pot să dea un pas mai înainte sau să alerge, în cazul dat când doamna îmi spune că eu am să merg, dar fără că sunt, n-am văzut-o când vine în fața noastră, dar nu ne-am gândit că atât de obraznică ea o să fie și o să ne întretaie nouă calea. Și nici eu n-am știut că doamna respectiv o să mărească pasul și ea e în vârstă. Și de ce iată poliția, statul pe mine mă protejează. Mă protejează în ghilimele. Eu m-am plâns statului că un cetățean mi-a pus viața în pericol. Și ce vă pare? Cu atât am rămas. Îmi spune că nu, sesizarea se constată a fi neîntemeiată și necesită a fi respinsă ca declarativă, fără niciun suport probant. Poftim, decizia încheierea polițistului. Și ce Ei faci? cu. Contești că el ți-a răspuns așa, ca la o petiție. Ai vreo cale de a contesta? Eu de petiție, el nici nu a admis, desigur, dar nici nu a admis să anexeze la dosar ceea ce eu am solicitat. Deci, vizita mea la medic, fișa aceasta care mi-au eliberat-o de la salvare. Nici nu a admis acest fapt. Mi-a spus că în instanță. Dar de ce să mă duc eu în instanță? Pentru că deja mă tem să merg pe drum, în sensul să traversez, să nu dea cineva peste mine, ca eu tot să le contest, să le atac. Dacă i-am dat proba video care este a mea, eu am efectuat-o și pe mine nu m-a lăsat drona de sus, pe jumătate de drum, pe jumătatea de zebre, ca eu să o filmez. Eu nu înțeleg ce, cum poate el să apere pe fufa asta, Hohlova Marina. Până la urmă, i-am spune, voi să în limba rusă, să audiți din video, să ați da iote avariei noi situații. Da. Pare rău. Să Da, și vedem el ce o că. să zic, organele. Sper că te adresezi măcar șefilor lui. Scrie o plângere penală. Nu știu ce se poate de făcut. Întreabă juriști, avocate.
Da, eu deja am sunat la Chișinău și mi-au spus că adică pot să mă adresez la INSP, la IGP, dar deci am solicitat să mi se ofere copiile de pe acest material și deci când Da, iau trebuie să vezi copiile. ce anchetă a făcut el. Încercați să audiezi, încercați să obțină înregistrări video de la, nu știu, camere de supraveghere. Dacă nu încercați să facă anchetă bună, e clar, ori incompetent, ori foarte ocupat, ori rău intenționat și vrea să Da. acopere, să mușamalizeze cazul. Este vorba de faptul că ea și nu una singură și ei știu că așa cazuri se întâmplă. Eu bănuiesc că el El ți-a a... răspuns pe cazul ăsta concret, nu ți-a răspuns pe așa cazuri, în mod frecvent și tot așa. Așa se întâmplă în justiție. Denunți un caz concret, el îți răspunde pe cazul concret. El a considerat că asta nu-i probă și că martorii care i-a indicat dumneata nu pot fi contactați pentru a verifica cazul. Așa a Da, considerat el. Dacă crezi că nu-i bun, plânge-te la șefii lui, pune-l din nou la treabă. Sau schimbă-l, cere recuzarea, alt polițist să examineze cazul. eu pentru mine acum eu m-am săturat, Oleg, asta e societatea noastră, unde vrem noi, ce vrem noi, pe cine să vinovățim, Oleg? Pentru că Acum eu e lui campania electorală, putem să învinovățim guvernarea, cel mai ușor, e așa. Dar societatea e făcută din oameni de rând, iată, din polițist care ia politic, din șefii lui, din avocata aceea care n-a vrut să dea mărturii, dar ea putea să fie prima victimă, nu? Da, Păi noi evident, toți pentru suntem că societatea. eu bănuiesc că el a fost măgulit cumva. Da, putem să presupunem, nu avem de unde să știm și nu putem demonstra. Bănuiesc, pentru că de atâta timp, eu doar îl mai întrebam, și el de atâta timp, adică cât timp i-a pierdut, eu să văd la ce dată a constatat, a depistat-o, ce a făcut, ce măsuri a întreprins de la data de 13 până la data de 30, ce așa multe a trebuit să... El, conform legii, are 2 luni, o lună, nu știu cât să facă asta. El ți-a răspuns în 2 săptămâni, mi se pare chiar un termen record. Nu știu, o să vedem.